O nouă avertizare de cod portocaliu de caniculă ce vizează inclusiv sudul țării, în capitală. Temperaturile vor ajunge la 39 de grade. Dar cu toate datele de la ANM vine acum Alexandra Roșioară, meteorolog de serviciu ANM. Bună dimineața, vă mulțumim! Bună dimineața! Ce informații aveți? Astăzi au fost emise două avertizări meteorologice. Primul mesaj este format dintr-un cod galben și unul portocaliu. Codul galben este valabil pentru ziua de astăzi și vizează valul de căldură și disconfortul termic ridicat în cea mai mare parte a țării, unde temperaturile maxime se vor situa în general între 33 și 37 de grade, iar minimele între 17 și 24 de grade. Iar codul portocaliu vizează județele Telorman, Giurgiu, Călărași, Alomița, Brăila, Constanța și municipiul București, unde temperaturile maxime vor fi de 37-39 de grade, de asemenea disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul de 80 de unități. Cel de-al doilea mesaj este valabil pentru ziua de mâine. De asemenea, codul galben vizează valul de căldură și disconfortul termic în sud-vestul țării, în sud și în sud-est. Temperaturile maxime se vor situa în general ca și astăzi între 33 și 37 de grade, iar codul portocaliu vizează pentru ziua de mâine județele Olt, Telorman, Giurgiu, Călărași, Alomița, Brăila și București, la fel cu temperaturi maxime de 37-39 de grade, disconfort termic ridicat și indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.